Bună dimineața la Subiect la Obiect. Da, Adriana Soltan e consultant financiar, ca în fiecare luni dimineață, alături de noi, să ne spună de la ce vârstă ar trebui și fetele și băieții, nu doar fetele, da? Educația financiară la adolescenți, cam pe la ce vârstă ar trebui începută? Educația financiară ar trebui să înceapă de când copilul începe să devină interesat de zona asta a banilor și asta se întâmplă undeva în jur de 4-5 anișori. Uh-huh. E destul de târziu să începe educația financiară cu un adolescent, pentru că acolo e o perioadă, și eu am două fete adolescente, e o perioadă în care lucrurile sunt foarte complicate. Ultimul lucru pe care vrei să-l introduci în cocktailul ăsta exploziv este: hai să te învețe tata despre bani. Lucrurile trebuie începute mai din timp, mai devreme, și recomandarea mea pe care o las tuturor părinților este să se implice în zona asta de educație financiară. Cel mai simplu instrument și metodă, cea mai simplă metodă pe care l-am adus ca să ți-l și arăt ce folosesc fetele mele acasă, e un sistem cu 3 plicuri. Așa. Da? Pur și simplu, 3 plicuri în care punem bănuții. Primul plic este cu 50% din bănuți pentru vise mari, pentru niște obiective importante. Vor un telefon, vor... Da, le știi tu și după asta. Așa, o bicicletă, ceva scump, da? Plicul ăsta ajută copilul să aibă răbdare și să urmărească un obiectiv pe termen lung, adică să strângă și el și să contribuie la visul ăsta mare pe care îl are. Al doilea plic e plicul de mici plăceri sau de mici bucurii. 40% din bănuți trebuie puși aici și de aici lăsați copilul să-și cumpere singurel cu bănuții lui mici chestii, o carte, o jucărie, o... ceva mărunt, da? La fetele adolescente. Asta, asta e o lecție de viață. Asta e o lecție de viață, da, de a-ți cumpăra singur și așa. Iar al treilea plic sau pușculiță sau ce vreți să le faceți, uh-huh, este plicul de fapte bune, donații și caritate, 10% ar trebui să intre aici. Da? Și în momentul ăla copilul învață și să gândească ceva pe termen lung, să se implice și să contribuie la ceva scump, da? Uh-huh. Că de multe ori doar le aruncă lui mami și lui tate că vrea și adulții trebuie să se execute. Bun, ca așa? Să aibă... Când mai cresc un pic, deci ăsta merge, funcționează cam până în 14-15 ani, sistemul ăsta pe 3 plicuri. Când ajungem la adolescență, atunci avem 6 plicuri, că viața e un pic mai complicată. Așa. Și cele 6 plicuri sunt după cum urmează. Primul este de educație. Da? Pentru că la momentul ăsta deja prioritățile sunt în zona asta. Educație pentru cursuri. Să-și cumpere o carte, să-și cumpere un curs. Adică trebuie deja din banii lor să devină conștient să investească în propria lor educație. Avem economie, al doilea plic, 10%. Avem donații și caritate, 10%. Avem achiziții mari, 10%. Visele scump, de care, exact, așa. Da? Avem după aceea cheltuieli diverse. Da? Adică aici intră orice lucru. Care e diferența ceva de mâncare, dintre cășea... micile plăceri și cheltuieli diverse? Păi, micile cheltuieli astea erau aici la copiii mai micuți, da? Jucării, cărticele, dulciuri, mărunțișuri. La fel și aici. Merg la un film, își cumpăr un sandwich, habana, mărunțișuri, da? Uh-huh. Așa, de exemplu, 50%, fata noastră cea mare face 16 ani la anul. Bănuții pe care în mod normal noi cheltuim ca părinți pentru hainele, pentru ce... chestiile uzuale, o să le dăm la început, o să îi le dăm la începutul lunii și va trebui să-și cumpere singur, adică să-și gestioneze singură deja bănuții ca și când ar fi singur. Iar al șaselea plic este plicul de timp liber cu 10%, astfel încât să ai din toate, să te îngrijești și de educație și de viitor și să ai grijă și de timp liber și de bucurii. Ce se întâmplă dacă nu reușește să-și gestioneze cum trebuie banii în luna respectivă? Nu e nicio problemă, asta este un exercițiu de viață. Învățăm din greșelile noastre, luna următoare ne revenim. Ce e foarte important și o recomandare care vreau, pentru că eu mă întâlnesc cu, astăzi vorbim de fete, să zic așa, dar sfaturile pot fi duse în orice direcție. Da. Eu mă întâlnesc cu fete de la 6 ani, la cursurile din școli pe care le țin, le văd la 16 ani, la cursurile din liceu și le văd după aceea 26, 36 de ani, le văd în profesia lor. Mare rugăminte, învățați să vă gestionați proprii bănuți și să vi-i câștigați singure. Da? Cum își câștigă un copil, un adolescent, proprii bănuți? Foarte simplu, puteți găsi diverse sarcini în casă sau în afara locuinței pe care să le facă în schimb unui mic comision. Fetele noastre așa își câștigă banii, după aceea au bursă, după aceea de la 16 ani se pot angaja. Deci ăsta e o călătorie lungă cu niște lecții de viață care o să le fie de folos tot timpul. După aceea, un factor foarte important când mai cresc, mare grijă la partenerii de viață, cum vă alegeți partenerii de viață. Faceți un buget înainte de căsătorie sau de un pas important în relația voastră, măcar un 6 luni de zile, pentru că trebuie să fiți foarte atente cum își produce și cum își cheltuie
viitorul partener, așa. Americanii au o vorbă, follow the money. Urmează dacă banii. Te uiți, dacă eu mă uit la bugetul unei persoane, îmi dau seama de foarte multe chestii despre valorile lui, despre personalitate, despre vicii, despre priorități, despre tot ce vrei. Deci când așa la vorbe, poate să te aburească foarte ușor. Dacă te uiți pe bugetul unui om și vezi cum își produce și cum își cheltuie banii, atunci vezi chestiile de finețe și de dedesubt. Și iarăși un lucru foarte important care vreau să-l las pe domnișoare, nu acceptați niciodată să vă fie îngrădit dreptul de a vă câștiga proprii bani. Pentru că Doamne, din experiența... Asta, da. Da, deci nu acceptați chestii genul lasă, eu sunt soț, eu câștig, tu trebuie să stai acasă, nu, soția mea nu lucrează. Meu. Chestii genul ăsta. De ce? Este de cele mai multe ori, din păcate, portița către alte abuzuri fizice, psihologice și așa mai departe. Unul din lucrurile pe care îi se îngrădește femeia este accesul la banii proprii și după aceea devii dependentă de partener și e stop joc, din păcate. Bun, deci asta tu spui, Adrian, că asta este prima formă de abuz în cuplu, da? În este unul din primele semnale, pentru că de obicei ți se taie, nu mai e nevoie să lucrezi, nu te mai du, dă-ți demisia, chestii de genul ăsta. Am întâlnit sute de cazuri, după care, devenind dependentă, evident, nu mai e nevoie să ieși, ți se taie legăturile sociale, ți se taie sursele de venit și devii dependentă de partener, cum ar veni. Ok. Să revenim la plicurile astea de câștigatul banilor în casă. Vrei să le arăți și pe cele de adult? Mi-e frică la alea de adult. Cele de adult pe care eu le folosesc cu soția mea sunt 10 la număr. Dar înainte să trecem la asta, vreau să te întreb. Nu e un pic distorsionată realitatea copilului dacă pentru a participa la taskurile casei, la treburile casei, o să fie plătit pentru asta? Nu. Aici e o dilemă pe care o au mulți părinți. Recomandarea mea e în următor. Sarcinile naturale ale copilului la vârsta lui nu trebuie plătite. Da? Faptul că își face curat în cameră, că se spală pe dinți, că mănâncă un suc, că a luat un 10, că ia note bune. Asta e o mare dilemă și o mare confuzie pe care o fac părinții. Nu plătiți copilul pentru că a luat note bune. Astea țin de... e treaba lui, să învețe bine. Da? Nu-l răsplătim. Pentru că am întâlnit, de exemplu, copil la cursurile pe care le țin în școli, vine copilul și zice, mi-am dat tati un leu pe fiecare pagină citită. Aoleu. Și eu zic, și ce citești de curiozitate? Harry Potter, care are 600 de pagini. Da? Adică pragmatic. Băiatul și-a făcut contabilitatea. Gata, e pragmatic, e da, bine. Nu se poate să plătești un copil să citească Harry Potter, să fim serioși. Într-un alt caz, într-o școală, o fetiță mi-a zis, mie vinerea, tati îmi dă 50 de lei dacă n-am cea mai slabă notă din clasă. Adică dacă mai este unul mai prost ca mine, în clasă, în săptămâna respectivă, tati te răsplătește. Deci, poate fi dusă chestia asta în foarte multe direcții. Rezumând, care sunt responsabilitățile normale ale copilului? Nu se achit, nu se plătesc. Dacă face ceva extra... Da, niște exemple... Îți dau un exemplu, uite. Copilul de 6 ani care este... îi se propune, da, să tundă iarba, să facă curățenie în garaj, să facă diverse alte chestii care, în mod normal, la vârsta aia... Nu sunt specifice lui. Da? Și atunci, dincolo de responsabilitate... Fetele mele, de exemplu, nu mai câștigă niciun ban în casă. Deci, la 13-15 ani, toată casa e responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Da? Dar când aveau 5 ani, treaba lor erau să facă curat la ele în cameră. Dacă mă ajutau și pe mine la bucătărie sau în sufragerie sau în garaj sau prin curte sau mai știu pe unde, da? Le ziceam, eu aș putea poate să plătesc pe altcineva sau ar trebui să plătesc pe altcineva. De ce? Dacă vreți voi, puteți să faceți voi. Produsele pe care eu le am, mapele astea sunt făcute de copiii mei și le dau câte un leu sau doi leu la fiecare mapă. Handmade? Handmade. Sunt anumite chestii de băgat plicurile, de pus elasticele, de făcut diverse chestii. Lucrurile astea pe care, în mod normal, eu le-am cerut la producător și am zis, mie mi le dai separat, mi le dai pe bucăți, pentru că eu am nevoie de o activitate cu fetele mele și vreau să le învăț să facă legătura. Nu. Principiul pe care eu vreau să-l transmit este banii vin atunci când faci ceva valoros pentru altcineva, când ajuți pe altcineva. Banii nu vin că te iubește tati de 50 de lei și mami te iubește de 100 de lei sau nu așa. Bănuții vin atunci când faci ceva valoros pentru altcineva. Mă ajuți? Da. E un factor important ăsta. Despre plicurile de adulți o să vorbim săptămâna viitoare, pentru că acolo e mult de vorbit, nu putem să expediem cele 10 plicuri atât de repede. Da. Adriana Soltanie, mulțumim foarte mult, ne revedem săptămâna viitoare cu noi sfaturi despre cum să facem să ne gestionăm mai bine propriul buzunar. Și mai aveam un sfat foarte scurt. Te rog. Plicul femeii cu sau fără știrea bărbatului, vi-l recomand călduros. Un fond de urgență al oricărei domnișoare, doamne, nu contează, un plic de bănuți, un fond de siguranță. E foarte important. Nu mă credeți, vorbiți cu mamele voastre sau cu bunicile voastre.
Nu te credem pe cuvânt și ni se pare cel mai frumos sfat pe care ni l-ai dat astăzi, zi de ziua fetelor. Mulțumim mult, Adriana Soltanie.